Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor. Hey, hey, cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Jake, sunt un pop, un factor, un artist, un spot. Tragiți în mesager. Da, 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 n-ar putea Andy, cel mai mare farsor al lumii, să scape de treaba asta extenuantă psihic? O secundă, să ne amintim de ce a fost acum o săptămână. Sâmbătă dimineață. A? A, ce? A? Iar sporă-i! Da, da, bine, bine. Doctorul Smizer spune că ceaiurile din plante și deodorantul de cameră ajută. Deșteni și-a făcut săritura pe spate în timpul antrenamentelor majoretelor și a aterizat în brațele, n-o să ghiciți, ale lui Sheldon. Da. Vă vine să credeți asta? În fiecare sâmbătă seara la ora 8 sunt obligat să stau la masă cu familia să mâncăm obișnuita friptură. Este o pedeapsă crudă și anormală. Chestia asta este foarte importantă pentru Terry. Sheldon este o vedetă a echipei de hockey a liceului. Am înțeles că a fost terorist. Terorist? Da, steroizi și carne roșie. Ia mai taci, nătărăule. Mamă! Andy, ustensilele din cauciuc nu sunt haioase. Spune-i! Da, ce spune mama ta? Ei, e din ce în ce mai rău. Jur că atunci când o să am o familie, cinele de sâmbătă seară vor fi foarte distractive. Terry, nu-l mai lasă pe Sheldon. Așteaptă până și la ușă când se duce la toaletă. Crezi că o să găsești tipul perfect cu care o să vrei să-ți petreci restul vieții plictisindu-te, gen? Cel puțin eu am întâlniri. Singurul mod în care o să te întâlnești și tu cu o fată este dacă nu vede bine și nu știe engleză. Bine spus, gen! Haios! Zi! Mersi, dar nu e deloc greu să câștigi o luptă a inteligenței cu un inamic care nu e înarmat. Au! Bine, Jen a exagerat. E timpul să o învăț o lecție. Nu râdeam de tine, râdeam cu tine. Pricepi? Nu râdeam. Spank, m-a mușcat de picior și încă ceva. De fiecare dată mănânci cu gura deschisă. Bună, băieți, ia spuneți, aveți vechituri ce nu vă mai folosesc, cum ar fi creierele voastre? Cred că ar trebui să știi, Larkin, nu ești singurul care face farse pe aici, ia, uite-te! Da, fii atent, știi tu! Nu m-am prins. Bă, nu îi dansează în somn, în excursia din care tocmai am venit. Ții minte noaptea când Eros a văzut un urs? Da, toată lumea s-a speriat. Da. I-am văzut capul lui Bonwick îmbrăcat în pijama la lui Penibilă în tufișul și l-am urmărit. Făgea figuri de balet adormit. A ajuns într-un luminiș făcând balet adormit. Bonwick, sunt picioare fermecătoare. Ești sigur? Nu l-am văzut pe Martin dansând. Și-ar fi trebuit, eram acolo deghizat. Vrei să spui că mințim, Larkin? Nu, doar spuneam că... Hei, n-o să scăpați de noi, Bonwick. Vine în dimineață la școală și toată lumea o să știe secretul. Și eu care credeam că dacă mă joc cu băbușile, e ciudat. Ce? Nimic. Tâmpiți ăștia doi spun adevărul? Era... da. Martin, nu trebuie să-ți fie rușine. Eu mă trag dintr-o familie care mergea în somn. Bunica mea a făcut o plimbare de la East Gackle la Saxton în somn, într-o după-amiază. Da, dar să faci balet în somn? Știu, sună ciudat, dar mă tratez prin puterea sugestiei. În timp ce dorm, pun mesajul ăsta. Percepe mesajul și face cum îi se spune. Nu-mi aminte să fie auzit mesajul. Nu l-am auzit. Nu, bă, pirueta înainte de salt. Înainte. Se pare că merge, pentru că acum visez doar că fac coreografie. Poți să crezi așa ceva? Mesaj subliminal. Posibilitățile de farse sunt nelimitate. Ei, Martin, ai ceva informații despre terapia asta de somn? Sigur.
Te deranjează dacă ți le împrumut un pic? De ce? Și tu mergi în somn? Nu, dar mă gândeam că bunica lui Danny ar avea nevoie și ea de ajutor. Prea târziu. Bunica a dispărut acum 5 ani în timpul unei întâlniri de croșetat. Nu mă gândeam la bunica ta, măi. Frate fraier, mă duc până la Terry pentru o mică discuție între fete. Știi tu, tele noastre. Ups, am uitat. Tu nu știi nimic despre fete din moment ce nu au nicio treabă cu tine. Ta-ta! Să știi că la gen mă gândeam eu. Are nevoie de ajutor? Va avea în momentul în care o să realizez ce am de gând. Ah, da, acum înțeleg. Bună treabă a făcut mama. Acesta este un aparat pentru copii. Ea-l folosea când eram eu mic. Știi tu, prefarsor. Și ăsta e sistemul de supraveghere care detectează sunetele copiilor. Râgâitul... Înțelegeți voi ideea, nu? Când Jenna doarme o să șoptesc instrucțiuni în chestia asta. Difuzorul de sub pat va fi... Dar nu trebuie să vă explic eu mai mult. Perfect! Operațiunea zombie! Sâmbăta viitoare la cină vei veni la masă îmbrăcată în Grim Reaper. Asta va înviora masa de sâmbătă seara în familie. Sâmbăta viitoare, în timpul cinei vii. Lick și Lick sunt niște amatori. Ei doar văd o poză haioasă, dar am luat-o ca să-i transmit mesaje subliminale sorei mele. A mers? Vom ști la cina de sâmbătă. Apropo, ești invitat. Abia aștept. Poate că nu va trebui să aștepți. Oh, ai niște grătar de vită făcut de mama ta la pachet? Vei vorbi ca un copil de fiecare dată când auzi cuvintele? Rotire spre spate. Vei vorbi ca un copil de fiecare dată când vei auzi cuvintele astea. Când închizi ochii, sfărăitul încetează. Când închizi ochii, sfărăitul încetează. În timp ce a venit să doarmă la mine în weekendul trecut, Terry, prietena mea, confidenta mea, Terry, sora pe care n-am avut-o niciodată, mi-a spus totul despre ea și noul ei prieten. Terry este cel mai bun exemplu a ceea ce atletismul, igiena personală și determinarea pot realiza un băiat arătos numit Sheldon. Dar, Jen, ție-ți datorez totul. Dacă nu mă lansai în rotirea aia pe spate... Gugaga! Ce? Ce? Ai spus Gugu Gaga. De ce aș fi spus Gugu Gaga? Da, ai spus-o. Terry vorbea despre rotirea pe spate și ai spus Plopi pupu. Ce? Mă bate joc de mine? Sigur că nu. De ce aș face? Bonus! Jen nu-și amintește ce spune. Hei, Jen! Sigur și tu poți să faci o rotire pe spate reușită. Caca, Dudu, Dada. Jen, credeam că ești ultima persoană care ar putea fi geloasă pe mine și pe Danny, Sheldon. Eu? Păi, Danny, băiete, asta a ieșit destul de bine, nu? Totdeauna am crezut că sora ta ar fi cam ciudată, Larkin. Dar nu mă surprinde doar văzându-ți familia. Bine, să joc feste familie una, dar Jervis să insulte este altceva. Mă gândeam să-mi puși doi iepuri deodată cu un mesaj subliminal. Mâine, după antrenamentul de hockey, iată ce vei face! Care-i problema ta, Vasile? E a treia oară când n-ai nimerit. Am o mâncărime! Ratează și data viitoare și poți să dispari de aici.
Și face 10-1. Seara trecută i-am spus lui Jen să strecoare niște pudră pentru mâncărimi în uniforma lui Sheldon. Trebuie să recunosc, o maestru al farselor, asta este distracție maximă. Asta e doar intriga, Danny, prietene. Jen încă mai are un ordin de îndeplinit. Bine, Vasi, la duș imediat. Hei, Jervis, tocmai am trecut pe lângă Sheldon. Vrea să vorbească cu tine în vestiar. Bine. Te-ai scăpinat ca un fraier, Jervis? Hei, Sheldon, care-i treaba? Fraier! Nu! Vino încoace! Iar Sheldon și Jervis ar trebui să se ducă la restul antrenamentului... acum! O să te prind chiar dacă ați ales toată viața, vierme! Știi, mesajele subliminale sunt ca popcornul. Nu poți să te oprești la unul sau la două. Deci... poate să-mi spună cineva care a fost primul ministru al Canarei? Da, doamna Uibles mi-a spus că dumneavoastră credeți că este atrăgătoare. Domnișoară, nu am spus eu niciodată că doamna Uibles este atrăgătoare. Doamna Uibles, eu... Vreau să mărturisesc, sunt criminalul din East Gekul. Criminalul din Eschica? Jennifer Larkin, te arestez pentru uciderea... Stai așa... Nu a fost nicio crimă pe aici. E vreo glumă ceva sau ce e? Este vreo glumă? Atingeți degetele de la picioare! Încă o dată și încă... Bate-ți degetul în nas! Jen, ce crezi că faci? Scalpină-te undeva! Bine, domnișoară, m-am săturat de prostiile tale. E ultima oară. E timpul să-i faci o vizită domnului director de Rosa. Au, doamna Ulmer, nu înțeleg ce am făcut. Nota, vă rog. Trebuie să ai o discuție serioasă cu Jen. A sunat directorul. Cine-ți drevânia mai făcut, Andy? Nu Andy, Jen! Sunt îngrijorată pentru ea. Cred că gena asta de a face farse nu a existat în ea vreodată. Mă doare capul! Ce? Mamă, treaba asta cu mesajele subliminale îmi sperie somnul, dar merită. Dar de fapt, în seara asta trebuie să mă răzbun pe Lick și Lick pentru toate trăznăile pe care le-au făcut. Eu cu un pic de ajutor din partea lui Jen o să-i fac să vină la noi acasă sâmbătă și să se facă de râs. Vă întrebați cum? Nu schimbați canalul! Jen, tatăl tău ar vrea să vorbească cu tine. Jen, mama ta și cu mine? Ei, treaba asta cu mesajele subliminale este extraordinară, dar nu pot să-mi neglijez restul familiei. Andy, m-am săturat de glumele tale stupide. Ai înțeles? Și eu la fel. Poți să-ți iei adio de la filmul de miercurea viitoare. Ești pedepsit. Până aici, dispar până nu sunt următoarea victimă. Cred că vin și eu. Deci, ne-am descurcat binișor de data asta, nu? N-am putut să mă abțin. Sunt foarte nervoasă. Sfărăitul tău mă ține tras de toată noaptea. Tot timpul sfărui când sunt stresat. Dar de ce ești stresat, dragă? S-a deschis un nou post la serviciu, iar șeful spune că mă poate alege pe mine sau pe alți doi colegi. Se spune că modul în care ajungi la inima unui bărbat este prin stomac. De ce nu invităm pe domnul Timberley și soția la noi la cină mâine seară? Da, este o idee bună. Sigur nu o să-mi scadă șansele de promovare. Mersi, dragă, ești drăguță. Cu plăcere. Promovare pe naiba.
Vreau doar să dorm. Adică vrei să spui că vorbești serios? Sigur, prostuțule. Am pus ochii pe tine mai demult, dar nu mă pot decide pe cine să invit la o întâlnire la petrecerea de la Centrul Cultural. Da, oare cine? Nu e nevoie de creier. Pe mine, Hei, nici eu n-am creier. Dar nu mă pot duce la petrecere cu cineva care nu știe să danseze. Așa că m-am decis. Dacă veniți la mine la fereastră mâine să-mi arătați ce mișcări știți, o să-l aleg pe cel mai bun. Bine? Da, s-o crezi tu? Fraierilor! Nu pot să cred. Eu la întâlnire cu Jen Larkin. Da. Nu știi să dansezi? Oricum mai bine decât tine. Oricum mai bine ca tine. Te prind eu. Retrageți vorbele. Nu vin. Cred că au simțit ei că nu e așa. Nici măcar Lick și Lick nu sunt atât de imbecili încât să creadă că Jen ar merge la întâlnire cu ei. Poate ai dreptate. Ce păcat, o petrecere cu Lick și Lick ar fi fost o bombă. În fine, mă rog, înțelegeți. Dar tot o să fie o glumă cu venirea lui Jen îmbrăcată în Grim Reaper în seara asta. Dar de ce nu mi-a spus nimeni că familia Timberley vine la cină? Tata se străduiește să obțină o promovare, iar în timpul cinei Jen o să se comporte ca o nebună. Trebuie să o opresc. Sunt impresionat, Larkin. În ziua de azi nu mai stau multe familii la cină. Da, iar copiii tăi sunt atât de politicoși și manierați. Mulțumim! Mă scuzați, friptura de făcuță e gata. Nu te vei îmbrăca în Grim Reaper. Nu te vei îmbrăca în Grim Reaper. Nu te vei îmbrăca... De ce vorbești despre Grim Reaper? Să ciocnim pentru o masă relaxantă și delicioasă. Hei, Jen! Vino să vezi! Hă? Noi da, atenție! Uite-te la mine! Ce se aude? Uh-oh! Jen, mișcările mele o să te dea pe spate. Da, probabil din cauza că o să o găsi pe picioare. Taci, taci! Ce vreți, imbecililor, ce sunteți? Hai, Jen, nu te mai preface. Da, ne spuse să-ți arătăm ce mișcări de dans știm. Și acum am venit. Aruncă o privire. Fraiere, arăți ca o cămașă pe sârmă. Lasă-l pe profesionist să arate. Sigur, eu să fiu partenerul tău la rave, așa e, Jen? Să-mi fi ce? Nu m-aș întâlni cu niciunul dintre voi doi, chiar dacă ați fi ultimii bărbați de pe planetă. Copii, i-am spus lui Jen 8 dimineața sau 8 seara? Când ești obosit, faci greșeli. Hai, Jen, nu mai face pe inabordabila. Știu că nu poți rezista. Le-a spus tuturor că vrei să ieși cu mine. Cu mine. Asta l-a spus, cu mine. Îmi cer scuze, doamnă și domnule Timberley. Nu știu ce să spun. Mai bine nu spune nimic, Larkin. Larkin, drăguțule, hai să mâncăm în continuare. Ei, ce să-i faci? E un dezastru. Dar cel puțin Jen a plecat din casă și nu ne va speria ca Grim Reaper. Oh, nu! Până aici! Hai să plecăm, dragă! Nu pleca, tu să vă explic. Soția mea n-a dormit prea bine în ultima vreme. Trebuie să fi greșit cu... Dar oare ce s-ar fi putut întâmpla? Plecați, dragă? Da, dar de ce porți asta? Vai, doamne, sunt moartă! Ce interesant! Andy șoptea ceva despre Grim Reaper ceva mai devreme. Terapie de somn prin mesaje subliminale. Da, asta explică purtarea ta ciudată, Jen. Andy probabil ți-a spălat creierul în timp ce dormeai. Iar sâmbătă trecută când ai dormit la Terry, eu am dormit în cameră la tine să scap de sfărăitul tatălui tău. Nu mai să pun mâna pe el. O să-l fac să sufere, încet și dureros. Da, o să vadă el. Nu, am o idee mai bună. Te prind! Frate prostuț ce ești. Sper că ai dormit bine, păreai obosit mai devreme. Apropo, ai făcut o treabă bună cu ceara. Ce? Ce, nu am făcut eu asta?
și cred că nu ai făcut nici micul dejun, n-ai spălat hainele, inclusiv lenjeria mea, nu mi-ai făcut curat în cameră, n-ai șters praful, n-ai aspirat casa, nu mi-ai făcut lispeng baie, n-ai tăiat iarba. A? Ți-am făcut jocul, farsorule mic. Noaptea trecută tata a pornit sistemul ăla și ți-a dat un pic din propria doctorie. Cum te simți, a? Iar tata spune că va trebui ca noaptea asta să resetezi toate mesajele subliminale pe care le-ai trimis. Vai, este Flicorat, este cel mai drăguț. Hai! Să nu mă deranjezi. Hei, Flip, așteaptă-mă! Până la urmă nu a ieșit chiar așa cum plănuisem, dar chiar și dacă sunt învins, sunt totuși câteva victorii. Ce bine că te-ai întors, Filip! Agata, Dughi, Pupu!